Gata cu vacanța. De mâine copiii revin la școală. Durata noului an de studii va fi de 33 de săptămâni în învățământul primar și de 35 de săptămâni în cel gimnazial și liceal. Primul semestru se va încheia pe 22 decembrie 2017, iar al doilea de pe 9 ianuarie și va dura până pe 31 mai 2018. În acest an, în clasa 1, sunt așteptați peste 36.000 de copii. Consultantul principal al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Valentina Gaiciuc, a specificat că numărul elevilor este unul constant în ultimii ani. Toți elevii care merg în clasa 1 vor primi în dar abecedarul. La prima oră, ei vor vorbi despre limba noastră, cea română, cu ocazia împlinirii 100 de ani de la publicarea poemului Limba noastră de către poetul Alexei Mateevici. Conform datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut în clasa 1 au mers peste 36.800 de elevi.